Iarna care vine, conform meteorologilor, va fi cea mai grea iarnă din ultimii 100 de ani. Deși prognozele emise nu sunt confirmate în totalitate, românii se gândesc la ce este mai rău. Pentru că mai avem mai puțin de 2 luni la dispoziție, sunt autorități giurgiuvene care spun că se pregătesc intens pentru perioada zăpezilor. Județul Giurgiu este împărțit în 4 zone, de care vor răspunde diferit 4 persoane abilitate. Zonele sunt împărțite astfel: zona 1, partea de sud, zona 2, centrul județului, zona 3, estul și zona 4, nordul județului. Zona 1, partea de sud, îi aparține conducerii Direcției Județene de Transport Ion Mateescu, căruia îi revine un tronson de 125 de kilometri. În 2009, județul a fost împărțit în 4 pentru a fi dezăpezit și, dat cu material antidrapant mai ușor. Zona 1 sud, 2 centru, 3 est, 4 nord. Capacitatea noastră ca direcție este destul de mică pentru a face aceste servicii și ni s-a repartizat de către Consiliul Județean, fiind o unitate subordonată acestuia, zona 1 sud, fiind și mai aproape de municipiu. Și, deci este vorba de drumul județean 507, 503, 503A, 504, 504A, 505, 506, chiar pe o porțiune scurtă de 6 km. Potrivit directorului Ion Mateescu, în acest moment materialele disponibile cu care se pot acționa în caz de ninsoare sunt 30 de tone de sare și 451 de tone de nisip. De asemenea, serviciul zonei de care răspunde beneficiază de 12 utilaje. În momentul de față avem în stoc ca material antiderapant 30 de tone de sare și 451 de tone de nisip. Asta înseamnă, având în vedere și perioada destul de slabă din punct de vedere al iernii, că avem 2 luni. Ion Mateescu susține că pentru iarna aceasta, cantitatea pe care o deține reprezintă o parte foarte mică decât are nevoie pentru a face față întregii porțiuni de care răspunde. Contractul pe care îl deține în prezent cu un furnizor de nisip este valabil până la sfârșitul lunii decembrie. Pentru luna ianuarie a anului viitor se va alege un furnizor cu o ofertă de preț convenabilă bugetului alocat. De asemenea, Ion Mateescu a ținut să precizeze faptul că Consiliul Județean deține fondurile necesare pentru achiziționarea de materiale antiderapante. Din surse neoficiale am aflat că contractele pentru materialele de dezăpezire se pare că sunt valabile pentru toate zonele până la sfârșitul lunii decembrie, iar despre licitații nici nu se pune problema, deși mai avem mai puțin de 2 luni până la iarnă. Deși echipa TV Giurgiu a încercat să obțină mai multe detalii despre cine răspunde de celelalte 3 zone, dacă dispun de materialele necesare dezăpezirii și ce facem în cazul în care va ninge abundent în luna ianuarie, ne-am lovit de refuzul președintelui Consiliului Județean Vasile Mustățea, care a motivat situația prin faptul că toate detaliile le vom obține direct de la domnia sa la începutul săptămânii viitoare și nu de la persoanele care au în subordine acest serviciu.